Salutare, domnul Sinus Insanity. Astăzi nu vom juca din nou. Mă rog, o să facem o nouă serie. Este vorba de GTA Story Mod. Da, m-am gândit că nu stric să facem o serie din asta. Bun, înainte de ceva vreau să fac ceva. Mă rog, înainte de joc vreau să fac ceva. Duc la ăsta, bun. Sper să nu-mi sau de un controller, din controller. Fiindcă eu port căștile nu prea în chef. Și sper să nu se audă, că dacă se audă, să se audă, probabil, nu e bine, da? Deci, ok, unde trebuie să merem? Sunt în început, de la asta. O să mă duc la Simeon. Aici, așa, și dacă tot suntem aici, câți bani avem? Ok. Pentru 28 de dolari. Destul de bine, zic eu. Și m-am mușcat foarte mult GTA, mi l-am șters, dar mi l-am instalat înapoi din cauza că nu m-am mers un joc cu care cred că o să fac o poveste. Bine, este vorba de un joc super șmecher care mie mi place și fac povestea, dar cred că o să fac, sincer să fiu, practic să o fac de la început, având în vedere că știu ce se întâmplă și știu ce fac. Dar hai să zicem că o fac. Dacă vă place primul episod, o să continui. Videoclipurile vor fi de 40 de minute, fiindcă este de un joc care îți trebuie timp. Da, deci nu e un joc la care să te joci 5 minute și gata. Deci, da. Bun, hai să vedem ce putem face. O să nu lovim mașinile, ar fi o idee bună. Simeon. Ok. Mașină parcăm aici. Și hai să mergem la Simeon. Nu știu ce misiune îi acum, nu știu dacă s-a salvat. Ok, Simeon. Hold me. Yeah, look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why... Ok. Ops, am sărit din greșeală peste poveste, nu vreau. Scuzați-mă, băieți, am sărit din greșeală peste povestea. Vreau să aud, dar da, cred că știu ce misiune este. Este aia de început, care trebuie să te baci contra gangster, că îi într-un garaj ceva. Nu o să vreau spoiler, o să vrem. Încă nici nu mai aduc aminte corect. Hai, băgăm gas cu super puterea lui Franklin. Poate să mă curc dintre Franklin și Michael, fiindcă eu și mă curc la numele ăștia englezești. Deci, scuzați-mă. Opa, piciorul. Din păcate m-am luat foarte căcat. Da, nu mai știu să conduc în jocul ăsta deloc. Deloc, nu știu. Fără că nu, deloc. Deci, bun. Nici nu sunt foarte, da, mai ales că nu sunt atent. Hai să vedem, nu mă luat acum. Ok, mergem pe aici repede. Da, e misiunea asta. Cred. Și nu știu dacă aș spera să fie asta. Dar da, este misiunea asta. Ok. Nu știu cum se aude, fiindcă m-am schimbat microfonul. Este un microfon cu picior. Microfon de gaming, e tare. Și în primul rând ce să facem? Ok.
hai să-l omorăm. Bun. Aici este locul ăla unde sunt foarte mulți gangstar din aia de căcat. Și opa, ce mașină șmecheroasă e acolo. Ok, deci... Ok, pâine meu iară să-l luăm la ceva cu el. Dar noi, Max, stai cu minte. Noi o să mișcăm. Uite o pisică random. Da, și aici cred că le pune să alegem garajele. Eu știu care garaj e, deci, da. E ăsta. No motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, S.A. So you're trying to creep up in here, man? Yeah? You saw this motherfucker? Oh, shit! Oh, vamos! Fucking die, come on, guys! Oh, fuck. I just got my ass beat over a fucking cunt fight. Man, stop being a pussy, nigga, and grab that heat. Okay. She didn't take this gun, just hold on. Boom. Shit, on your left! Ok. Ok, nu aș are foarte mult timp și setările nu mi le-am făcut cum doresc eu la joc, da? Deci încă e ok. Pistolul nici nu e mult meu, deci... Regenerează în viață. Okay. Am luat, nu mai e acolo care ăla, pare nu se vrea, nu mai vreau să se arate. Ok, ăla e după mașină. Și ultimul e acolo. Și nu știu cum e să-l omorăm. Oh, nu era ăla, oh, fuck. Ce-o zis? Nu-mi zic că pierd misiunea. Hai urcă. Asta. Merg cu speed pe aici. Și o luăm pe aici. Să nu ne facem praf, nu de alta. Ok, și aici îl spargem pe motoristul. Faci. Ui, un... Să luăm la stânga aici. Perfect, cu ocazia asta. Perfect. Într-un fel misiunea, adică într-un fel puterea lui, Franklin este foarte bună, fiindcă ai un aim bun. Noi acum trebuie să scăpăm de poliție. Hai că am nebun și de poliție. Și... după ne dăm mai departe. Ok. Șmecher motorul.
Los FM. Să-l murim. Nu prea-n chef să pic. Bo, dăm gaz. Da, chiar am chef să joc povestea din GTA. Bine, deși eu știu, fiindcă am jucat-o. Dar, bă, nu știu, poate voi aveți nevoie de ceva ajutor la... N-a spus nimic la poveste și why not să vă dau tipuri. Adică, da, foarte simplu. Acum merg mai departe. Să nu ne prindă poliția raza lui. Ok, nu prins. Bam. Bun. Cum putem să-i dăm gaz? E și noapte, deci și de-aia mă poate țără că am plictisit. E noapte și de-aia nu prea vorbesc fiindcă e noapte. Adică este 22. Bine, la voi în România este normal 23 când filmez eu, dar eu sunt în Germania și este corona înainte de România. Deci cu oră minus, zicem așa, tot timpul. Și... este 11 pe rom... bine, 10 pe română. La voi este 11 și da, e la asta, e la asta, frate, ce schimbăm zile așa nebunesc. Bun, și cred că trebuie să-l ducem la Simeon, dacă nu mă înșel eu. Ok, am făcut la 80. Ok. Și am avut dreptate? Nu. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. Lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead bitch sitting cheap asshole, nigga. And we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! Dar măcar nu merg prea mașina. Acolo este o casă de cumpărat. Nu prea am nevoie. Bun, și eu m-am jucat și normal l-am avut pe... pe cum îl chema? Pe Michael. Ok, hai să facem două misiuni per video. Da? Mă asurăm să nu fie prea lungi, fiindcă nu am timer să văd cât lungi e un videoclip, dar cred că ar fi o idee să fac asta, fiindcă... în jur de vreo jumate de oră ar vrea să dureze videoclipul, dar nu prea să fie prea lung. 25 de minute cred că ar fi o idee bună. Fiindcă prea lung și nu cred că s-ar uita multă lume, adică, da. Îl fac mai bine de 25. Ok. Simeon. Dăm cu spatele, hop. What the fuck e cu mașina asta? Perfect. Parcat perfect. Bun, Simeon, get fucking self, you mother. Păi n-era invers. Bă, nu m-aș știu să conduc deloc, deci scuzați-mă. Bă, nu știu, vreau să-mi distrez și o țără în jocul ăsta, fiindcă... GTA-ul e GTA, GTA-ul e tipic pentru un, pentru un singur lucru. Money. Pentru bani. Pentru heist-uri. Pentru fucking non-fun. Pentru... adică, nu pentru distracție. GTA-ul e doar așa la început pentru distracție, dar după nu mai.
Hai să lăsăm. James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments. Just go and get it. The house is on Hampstead off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? Gotcha, don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck, hello. So, ok, și acum pentru că tu trebuie să... Da. Nu vă spun. Acum primul videoclip o să fie poate o mai lung, dar două misiuni o să încerc să fac pe videoclip, dacă nu. Una și poate ceva fun. Da, deci, da. Fiindcă două misiuni, dacă durează mult, peste jumătate de oră, nu cred că ar fi uite bună să le fac două misiuni pe videoclip. Deci vă spun sincer. Oh, nu mai am puterea, nu trebuie mai mult. Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you. Took the bike for yourself. My employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Huh? Oh, I'm sure you would. Cred că știți unde suntem acum. Bine, hai. Te las. Să ajung cumva aici. Ok, așa, poate. Ok, nu funcționează așa. Frate Franklin, cât e prost să fii să pici instant. Ok, aici e mașina, deci... Scot pe undeva să vin. Vedeți pe cineva în spate. Bun, și am reușit să furăm mașina, da. Oh. Uite, bogatiu, frate. Deci tot timpul vezi bogatiu aici. Bogatiu, frate. Bă, dă-l încoace. Motherfucker.
considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. Credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dog, by the name of Senior Terrier. So this businessman, he look legit to you? Look, easy. Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yatarian, we'll work this out. No, nu-i zgârată mașina, mi se pare mie. Oh my fucking god, frate. Ce aveți toți? Hey man, it's Jesse. Okay, stop the car. Pull up. That the place? Yeah, this the place, man. Whoa. Drive in. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't get me. I look like a fucking joke. Man, fuck my life, man. Fuck. Gata, acum, Simeon. Sorry, my friend. You have dead. Damn! Franklin! What the fuck are you doing? Oh, aici vine un lucru tare. Alex Trump big for job well done. Get out of here, kid. You motherfucker! Oh. See now, you pissed me off. You think you could take me for a ride? You think you could take my family for a ride? What is wrong with you? Dai. Hai, ține, hai. No, hai. Gata, acum ai. Does it look like it's worth $5,000 a month to you? You fucking racist. I'm telling you, this thing's worth $5,000. Sper că n-am pus un microfon închis, ar fi ciudat. Oh, băi, iar am sărit peste vârstă, dar oricum îl bătea și după gata, bun. Acum avem pe Michael, noul și, din câte știu, ăsta e cu pistol, ha? Nu, el ce făcea, că am uitat. Nu mi-aduc aminte. Bun, băi, cam asta a fost ce am fost în Sanity și noi poate ne revedem data viitoare dacă vouă a plăcut și...